cum este mai bine? Să fie Roșu Montană în UNESCO sau să nu fie în UNESCO? Este adevărat că am spus de nenumărate rânduri că nu este oportun în acest moment și acest perimetru care a fost determinat de la început greșit și a apărut în mass media că nu s-au depus documentele pentru UNESCO corecte, nici delimitarea acestui perimetru pe o suprafață de 2 km trasată din birou din București, cred că nu este oportun din niciun punct de vedere, nu doar pentru Roșia Montană, nici pentru România, pentru că introducerea în UNESCO acestui perimetru ar bloca pe termen lung rezerva de aur și argint care România o deține în Roșia Montană. Da, mi se pare că intrarea Roșii Montane în UNESCO ar aduce un beneficiu major localității. Ar fi, după părerea mea, extraordinar de bine, dar de asemenea, odată cu intrarea în UNESCO, am avea nevoie și de un plan de management bine pus la punct pentru refacerea situlului. Nu știu, avem foarte multe clădiri de patrimoniu, galerii, deci situl este foarte bogat. Dacă s-ar pune în valoare, am avea foarte mult de câștigat și din punct de vedere sustenabil și durabil aici în Roșia Montană. Sperăm să se întâmple și sperăm să se realizeze un plan de management pentru punerea în valoare a situlului. Este bine, este rău? Ești pro, contra? Nici nu știu cum să explic treaba asta. Cred că sunt și beneficii, nu știu dacă sunt efecte negative, dar o garanție că ceea ce îi aici vestigiile antice și galeriile romane trebuie păstrate ar fi introducerea în UNESCO. Pentru că, dacă ar fi altă garanție, eu cred că n-am avea nevoie de UNESCO, sincer. Dar nu, statul român și, nu știu, instituțiile abilitate nu ne oferă nicio garanție în acest sens. Mai departe, că-s pro, că-s contra, n-am fost niciodată nici pro, nici contra. Sunt undeva partea de mijloc și văd lucrurile realist. Fiecare țară trebuie să-și folosească resursele care le deține. Dacă la Roșia Montană, în momentul de față, era un proiect minier în implementare, chiar și în situația cu care ne-am confruntat în ultima săptămână cu calamitățile, era un sprijin enorm pentru rezolvarea acestei probleme. Cred, dar din păcate este prea târziu, dacă s-ar retrage spre redefinirea perimetrului, ar fi cel mai oportun moment și benefic și pentru patrimoniu și pentru resursă. Trebuie definite bine unde este resursă să rămână resursă exploatabilă, unde este patrimoniu, galerii, centru istoric, cum a fost prins până în 2016 când s-a modificat acest perimetru, da, să se revină cu o altă propunere la UNESCO. Aceste obiective chiar am spus-o și în camerele reunite a Parlamentului că acest perimetru voi face toate demersurile, dacă ar fi posibil, să le introducă în UNESCO, dar să nu blocăm resursa. Să ne putem folosi resursa pentru România, pentru români, pentru a crea locuri de muncă, pentru a da bunăstare în localitate. Nu sunt niciun fan înflăcărat pro-UNESCO, dar nici nu aș lăsa lucrurile să decurgă într-un sens fără nicio noimă, ca să zic așa. Ce ar însemna pentru Roșia Montană introducerea în UNESCO? Un blocaj total. Pentru că UNESCO facilitează, doar informează situl UNESCO de a veni vizitatori. E adevărat, un sit UNESCO primește finanțări europene doar pentru patrimoniu, dar pentru dezvoltarea comunității va fi dezastru, deoarece va trebui păstrată așa cum este în momentul de față, nu va putea fi modificat nimic în acest perimetru, restaurat cum a fost până acum și cred că nu va aduce beneficii oamenilor din zonă, mă refer. Lucrez cu turiști. Vin turiștii Roșia Montană? Da, vin foarte mulți turiști și noi avem un mic spațiu de cazare, l-avem chiar bucuit și până la final de august, chiar și primul weekend din septembrie. Turiștii vin, Roșia Montană practic e un brand de țară, s-au auzit despre el, dar
asta e din păcate, că vin până aici și se lovesc de un patrimoniu nepus în valoare. Avem multe clădiri abandonate, galerii închise și spațiile care reprezintă, de fapt, obiectivul UNESCO nu sunt puse în valoare cum trebuie, dar totuși atrag turiști. Adică la muzeu vin zilnic autocare cu turiști, aproape în fiecare zi acum, mai nou.